Superbul și Passatul sunt un pic mai pentru oameni mai avansați așa în vârstă. Da, exact, exact. Și cu un design mai conservativ. Conservativ, exact. Conservator? Conservator, în fine. De conservă. Da. Feelingul din mașină este absolut demențial de extraordinar. Tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită, eu sunt Dan. Iar astăzi sunt într-o cameră de hotel. E frumos. Sunt în Cluj. Dacă ați urmărit episodul de ieri, ați văzut că am venit aici cu treabă. Am fost la Brașov să verific o mașină, de acolo m-am dus la Miercurea Ciuc să verific altă mașină și apoi am venit la Cluj. Bă, frate, drumul a durat mult, am ajuns târziu. Tocmai ce am terminat de filmat partea de la revedere pentru episodul trecut și acum vă zic că bună dimineața, este super de vreme, am maximum o jumătate de oră să mănânc și ce mai am, apoi încep sesiunea de consultanță și m-am gândit astăzi să vă iau cu mine așa prin Cluj, să vedeți cam ce fac, nu știu, dacă sunteți curioși, dacă nu, dați skip la episodul ăsta, habar n-am cum o să iasă, n-am mai făcut. Am de verificat aici o mașină, un BMW, poate îl filmez, poate nu, o să vedem. BMW-ul ăsta este de la un Samsar, de la care am cumpărat acum vreo 6 sau 7 ani un Ford. Mamă, deci foarte, foarte de mult. Îl aveam salvat în telefon, sunt curios cum, ce mai face omul ăsta, nu l-am mai văzut de 6-7 ani. Iar apoi am câteva întâlniri interesante și poate întâlniri și de business pentru Cluj. Sesiunile astea de consultanță sunt destul de interesante pentru că foarte mulți oameni mă întreabă ce mașină să-mi iau sau la ce să mă uit sau cum să o aleg mașina care este potrivită pentru mine, să zic mașina potrivită. Și răspunsul la întrebarea asta nu este simplu, alege aia, ălea am auzit eu că ălea sunt bune, știu eu de la unul că ălea sunt bune, frate, așa de rezistente încât, cum să zic, poți să mergi 10 ani. Nu doar că își menține valoarea, o să câștigi și mai mult cu ea și poți să-ți bagi joc de mașină, mă, deci plus că o să arăți foarte, foarte important coborând din mașina aia. E și mică, și mare, și frumoasă și nici nu te s-o speli niciodată, știi? Adică, asta a fost acum așa o glumiță, dar răspunsul la întrebarea asta este unul greu și trebuie să stai să-ți iei timp, să asculți, să pui întrebări, iar să asculți, iar să-ți vină câteva idei, să vezi cam ce-și dorește omul, așa, este un proces. Mie unul mi-a cam o oră, să zic, din viața mea ca să înțeleg toată chestia asta. Bun, dăm drumul. Este deja 8:54, prima întâlnire a avut loc, deja m-a epuizat un pic. Uneori oamenii apelează la mine cu privire la consultanță după ce deja și-au spart capul, s-au gândit vreo câteva luni, jumătate de an și au deja niște cerințe foarte, foarte specifice cu privire la ce vor de la o mașină, extrem de specifice, adică trebuie să aibă nu știu ce dotare, altfel nu o cumpără și au o listă foarte, foarte mare de mașini pentru că au adunat multe, multe mașini acolo și îmi zic, ce mașină să-mi iau? Și atunci mi-e foarte greu să decid eu pentru ei și ei adesea asta și-ar dori, ca eu să le zic, uite mă, vezi pe asta, ia-o pe asta, ia-o că astea sunt bune, oricare o iei, e bună, domne, și nu pot să fac asta și atunci trebuie să mă gândesc și chiar acum cu clientul ăsta de dimineață, mamă, m-am uitat pe pagini, cred că vreo 20 de pagini de anunțuri pe Autovit, am analizat aia, și a trebuit să fac și judecăți, de exemplu, uite, avem clientul ăsta care se gândește dacă să-și ia Tiguan, Skoda Yeti sau Kia Sportage. Și mai avea vreo marcă, două pe acolo. Așa. Și a trebuit eu să mă gândesc,
mă, la cum vorbește despre Kia, nu cred că o să-și ia Kia. Adică el își dă singur niște argumente pentru care să nu ia Kia, iar dacă eu o să-i zic să ia Kia și se strică peste 2 ani Kia, o să-mi zică din cauza ta. Și atunci eu încerc să evit chestiile astea și să merg și pe ce și-ar dori omul. Adică consultanțele astea sunt un compromis între ce-și dorește omul, ce cred eu că e bine. Eu i-aș recomanda nu știu ce marcă, dar sigur nu o să-și cumpere ce i-aș recomanda eu, că nu știu ce vrea să facă el sau nu-i place sunetul motorului sau o să găsească el ceva. De asta consultanțele astea sunt sensibile. Sunt sensibile și mă bucur că omul ăsta a plecat așa mai lămurit. Și acum eu mai am o pauză de la 9 și un sfert, încep pe următoarea, așa, deci mai am 19 minute. Între astea trei modele oscilez acum și nu mă pot decide pe care să merg. Mai zi-mi o dată, Talisman. Da, deci Talisman, Audi A5 sau Audi A4. Bun, deci îți plac mașinile care sunt mai fresh, așa, mai tinerești. Superbul și Passatul sunt un pic mai pentru oameni mai avansați așa în vârstă. Da, exact. Și cu un design mai conservativ. Exact, conservativ, exact. Conservator? Conservator, în fine. De conservă. Da. Diferența între Talisman și A4 și A5 este mare. Uh-huh. În primul rând, diferență de percepție. Talismanul e o mașină de băi, atât s-a putut, adică e ok calitate-preț, știi, folosești chestii din astea. A4 îl folosești pentru când, nu știu, vrei să-ți și faci un cadou, nu știu, ai, simți așa un fel de împlinire în viață. Și A5 este mai, tu par, mai tânăr așa, mai pentru vârsta asta, așa, mai young. Când îți cumperi o mașină, trebuie să te gândești la o nevoie principală pe care vrei să o îndeplinească mașina respectivă, dar nu o nevoie gen să fie fiabilă. Tu n-ai nevoia să fie fiabilă mașina, tu ai nevoia să, adică din punctul tău de vedere, să țină cu casa sau să mă facă să arăt bine sau să-mi dea un sens de, nu știu, de o reușită sau habar n-am, ceva de genul ăsta. Și trebuie să știi bine care e nevoia ta principală. Aoleu. Așa, este ora 10 și, nu știu cât, 10 și 10 deja, am terminat a doua sesiune de consultanță și asta a fost grea. Greu de ales între Audi A4 și Audi A5. Clientul de acum se gândea și la Renault Talisman, dar pentru el contează și, mai ales la întâlniri cu clienți, pentru că vrea să portretizeze o imagine de mai de succes, ceea ce mi se pare foarte fair. Și plus, mi se pare și fair din partea unui om să recunoască chestia asta, adică, mă, tu vrei să-ți faci un cadou, vrei să arăți că ai succes și că poți genera succes pentru partenerii tăi de afaceri și atunci ai de ales între Renault Talisman, care e o mașină de buget, o marcă de buget, îmbrăcată mai frumos, arată mai bine, dar tot un Renault este, sau Audi A4 sau Audi A5. Pentru un om de 26 de ani, mai degrabă un A5 cred că merge, e mai tinerească, mai, nu știu, arată mai interesant. A4 este pentru o paletă mai largă de oameni și el se mai gândea și la Passat sau Skoda Superb, dar designul este mai conservator la mașinile astea și ca brand tot așa sunt sub Audi, așa că dacă vrei să portretizezi o imagine de ceva mai premium și vrei să-ți faci și ție un cadou că ți-a mers bine sau așa, mai degrabă aș zice un Audi A5. Dacă pentru el nu contează dacă e manuală sau automată, mai degrabă aș merge pe cutie manuală. Oricum, mașina e greșită pentru ca idee de mașină la ce vrea să o folosească el, la mers în oraș. Motoarele pe benzină de la Audi nu sunt super fiabile și sunt motoare de pasionați. Eu mi-aș cumpăra așa ceva cu mare drag. Iar la motoarele diesel nu se pretează la mersul în oraș. Așa că sper să găsească o mașină ok. Da, ne-am gândit și la kilometraj și se pare că cei peste 200.000, nu știu, în general românii au așa o reticență la peste 200.000 de kilometri. Se gândesc, bă, cum o mai vând? Că o vând la deștea ca mine, care sunt și ei reticenți la peste 200.000. Așa că mașina trebuie să fie super ieftină
ca să merite și atunci eu trebuie să pierd mult. Parcă nu vreau să pierd mult. Știi, cam asta este problema. Mă gândesc și la Ford-ul ăsta pe care l-am acum. Păi dacă eu fac 10.000 de kilometri în 2 luni și un pic, o să fac prea mulți kilometri, nu știu cum o să o vând. Oricum, anyway, trebuie să fug la BMW-ul din Cluj. Acum asta este mașina pe care o testez. Asta este un seria 5. 540D. 3 litri diesel de 320 de cai. Am testat motorul ăsta pe un seria 7 acum ceva timp. Din păcate mașina asta n-are numere, așa că merg cu viteză super mică pe aici pe strada asta prin Cluj. Mamă, ce mișto e. Wow, ce feeling fine. Asta are și o casetă de direcție pe puntea spate. Feelingul din mașină este absolut demențial de extraordinar. Mașina asta are 187.000 de kilometri. Este un break. Nu pot să vi-l arăt pe din afară. Confort. Eco Pro. Și din păcate, ăsta este tot drive testul pe care am voie să-l fac cu mașina asta. Foarte interesant consumul. 8,4%, adică am mers mixt cu 41,6 km pe oră. Pentru o mașină de genul ăsta, cu 320 de cai, X-Drive, pot să vă zic că este un consum super bun. Mă, și mașina asta este premium, adică 86.000 de euro. Wow! Pentru un seria 5. Break. Mașina din 2017. Având în vedere condițiile de testare, fac ce pot. N-am cum să merg cu ea mai mult. Ce a avut sigur înlocuit, am văzut cu testerul, este caseta de direcție. Deci mașina a avut intervenții pe caseta de direcție la un an după ce a fost înscrisă. Deci, mașina asta fiabilă sigur nu e, dar mișto clar. Nu știu dacă mi-aș lua așa ceva. Prețul mașinii este de vreo 26.000 de euro, adică mi se pare un preț bun. Având în vedere, oricum are multe ciobituri de pietricele pe capotă și pe bara față, parbriz. O, sincer, mi-ar plăcea să o accelerez un pic așa, să merg cu viteză măricică. Păi da, direcția asta este absolut demențială, pur și simplu. Este absolut ce trebuie, este super. Mă, sper că s-a văzut în spate acolo. Eu văd în oglindă cum virează roțile. Sper că ați văzut și voi. Merg și padelele. Cam asta e. Acum, în continuare, sunt în Cluj. N-am mai luat nimic cu mine, sunt cu GoPro-ul. L-am montat o chestie pe un selfie stick. Și mă pregătesc să merg în centru, la nu știu ce statuie. Așa, ca să mă întâlnesc cu un prieten. Sper că se aude cât de cât. Am avut deja o întâlnire foarte interesantă cu cineva. Și acum mă duc să mă, să zic, relaxez. Am vorbit și cu clientul pentru BMW-ul acela pe care l-am verificat de dimineață. Acum este deja vreo ora 3 și sunt în întârziere. Un Audi interesant ăla de acolo. Deci cam asta fac eu încă astăzi în Cluj. Și diseară sper să mă mai întâlnesc cu alți oameni pe care nu i-am văzut de mult. Deci cam așa decurge ziua mea până acum. Sper că voi sunteți bine între timp și decurge și ziua voastră la fel. Un lucru pe care trebuie să-l știți despre Cluj este faptul că este mai aglomerat decât Bucureștiul. Și oamenii ăștia n-au metrou, n-au... Băi, aglomerat, adică e aglomerat. Sunt multe mașini,
și locurile de parcare nu sunt foarte multe. Și cred că sunt și scumpe. Pe filmez de desubturile. Da. Ce faci, omule? Așa. Salut, salut, salut. Și eu mă bucur că să mai registrăm un travel vlog. Am văzut că ești activ. Da. Acum tocmai am descoperit și eu cum să folosești QR code. Adică n-am știut eu. Așa, dar mâncăm. N-am mâncat azi. Așa. Am terminat întâlnirile pe ziua de astăzi. De fiecare dată e fain când mă întâlnesc cu Alex, că putem să avem și discuții puțin mai despre alte subiecte, de exemplu despre modul în care învățăm sau despre, nu știu, ideea asta de traume din copilărie sau cum îți rezolvi viața de adult. Deci o grămadă de chestii foarte interesante. Și da, mi se pare că discuții de astea profunde te duc mai departe în viață decât dacă doar, nu știu, te hăhălești sau doar te uiți la o grămadă de prostii toată ziua. Mâine dimineață plec la Brașov. Am de verificat apoi o mașină în Buzău și cred că seara voi ajunge în București. Nu știu cât timp o să fac. Cred că o să fac foarte mult pe drum. Dacă apuc, filmez. Dacă nu apuc, nu filmez. Până una alta, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită, mulțumesc că ne sunteți subscriberi și mulțumesc că ne sunteți clienți. Și sper că sunetul nu este îngrozitor cu camera asta. Bine, v-am salutat! Pa, pa!